Mihaela este o femeie puternică. S-a născut și a trăit la țară, acolo unde a muncit și s-a luptat pentru bunăstarea familiei sale, în special pentru cei doi copii ai săi pe care îi iubește enorm. În toamna anului trecut, după o viață cu o sănătate de fier, Mihaela începe să aibă niște stări ciudate de rău pe care nu le putea asocia cu nimic. Mi se făcea rău dimineața, înainte să mănânc. Mă lua cu tremurat, cu transpirații și se făcea o foame. Vreau să mănânc orice. M-au recoltat a doua zi, m-au sunat seara, era într-o joi și mi-au zis, trebuie să pleci de urgență la cel mai apropiat spital. Glicemia normală este 70 și a mea era 25, deci eu trebuia să fiu în comă. Ei au pus un diagnostic aici la Paulescu de insulină. Deci o tumoare a pancreasului, neuroendocrină. Am crezut că e ceva ușor, ca o piatră la fiere, o scoți și scapi. Că era, da, cancer în coada pancreasului cu metastaze de gradul 4. Nu știu cum să vă spun, nu că se sfârșește lumea în momentul ăla, dar nu ești tu, nu realizezi că ți se întâmplă ție. Doctorii din România nu i-au dat multe șanse de supraviețuire. Tumora era inoperabilă, iar afecțiunea deja se afla într-o stare avansată. Familia Mihaelei, soțul și cei doi copii, disperați, se hotărăsc să o răpească la propriu din spital pentru a fugi în Turcia. Acolo exista șansa unui tratament. M-ardea pur și simplu tot de aici. Deci mă ardea, întâmplele îmi zvâgneau, mă interesau să mă agăs de o speranță. M-au luat din spital fără acordul doctorului, m-au dus la Ilfov și mi-au făcut pașaport. Și-au spus de mine că noi mergem în Turcia. Eram disperată un pic, dar apoi zic, eu trebuie să mă ridic și să spun că nu mă sperie, deci diagnosticul, hârtia aia nu e a mea. Și după primul CT-ul, a dat doar 20-30%, primul tratament care l-au făcut ei, a stagnat, a staționat boala și a dat doar 20-30% după 4 ședințe de chimioterapie, câte 3 zile. Și vroiam să fie și mult mai bine, dar sunt mulțumită și de atât. Ajutată de speranțele medicilor din Turcia, Mihaela alege să se ia la trântă cu boala, iar puterea și-a găsit-o în dragostea pentru cei de acasă. Niciun moment nu a crezut că acesta este finalul, iar la un moment dat, boala a început să piardă teren. Vreau să o văd vindecată pe ea. Și cu sufletul și cu... Deci asta e singura dorință. Ea fiind vindecată în totalitate și noi suntem. Știam cât sufere. Eu am fost întotdeauna lângă ei și nu vroiam să plângă. Știam că băiatul meu stă numai supărat. Era foarte trist și vroiam ca să nu se lipească și de el vreo boală, pentru că și eu am fost o fire mai sensibilă și am acumulat. Zice că pancreasul este sufletul și că am îmbolnăvit sufletul. Orice supărare mică m-a atins și s-a așezat acolo. Și vreau să nu fie și el. Miruna, în schimb, e mai tare, nu arată, ci ea mă iubește foarte mult. Ea a făcut totul pentru mine. Când am văzut că nu mai aveam bani pentru a continua chimioterapia, le-am spus, faceți ce vreți. Primăria m-a ajutat, mi-au donat bani și oamenii din sat, pur și simplu. Au mers din poartă în poartă și au donat fiecare. Vă dați seama, aici sunt numai oameni pensionari cu pensii mici, pensia mică, minimă, de 5.200.000 și ei dădeau 1.000.000, 2.000.000 vechi. Deci îmi dădeau pentru mine. Eu ziceam că lumea nu mă iubește, dar am fost foarte iubită. Dumnezeu a lucrat prin oameni, prin îngeri. Ne-a ajutat. Pe Ionică, soțul ei, l-a cunoscut în urmă cu mulți ani într-un autobuz în care s-a nimerit să fie amândoi. O privire a fost suficientă pentru ca el să se îndrăgostească în adevăratul sens al cuvântului. Pe Ionică, de fapt, el m-a cunoscut. Mergeam la școală, la Târgoviște.
un autobuz. M-a văzut, doar din spate. Stăteam în fața lui și el era în spatele meu. Așa m-a cunoscut. Și tot întreba că de unde sunt. Și îi spunea, păi e din Poiană. Păi, a cui e din Poiană? Că nu prea mă cunoștea pe mine lumea așa. Și apoi ne-am întâlnit la discotecă. Și la discotecă, la început nu am stat împreună. Și apoi m-a lăsat și a văzut ce fel de fată sunt și a venit mult mai târziu. Și de atunci am rămas nedespărțiți. Venea și mama de acasă. Asta a fost, cred că, soarta noastră. A fost așa. A fost ceva frumos. În momentele de cumpănă, atunci când lupta cu boala devenea greu de îndurat, iar Mihaela parcă nu mai voia să treacă prin tratamentul chinuitor, Ionică a fost cel care o trăgea efectiv spre viață, spre speranță. Lui datorez a doua viață. Eu am renăscut prin el, datorită lui. El m-a luat de mână, el m-a dus pur și simplu. Eu, cum să vă spun, nu mai judecam atunci, adică v-am spus, nu realizam că mi se întâmplă mie și am lăsat totul la voia întâmplării. Și da, el a făcut tot posibilul, toți banii care am avut, am avut și o garsonieră care am vândut-o, tot ce a fost a strâns și nu, n-a contat pentru el. A contat viața. Așa spun și părinții mei, zice, datorită lui ai renăscut a doua oară. Vă dați seama. E totul pentru mine. Zic, băi, Mihaela, zic, în afară de pe tine, restul, nu știu, nu prea am cunoscut așa iubirea cu adevărat. Acum vreau să vă spun că chiar am simțit-o cu adevărat. Chiar îmi trece prin vene, pot să spun. Deci când sunt lângă ea, o sorb din priviri și din... Deci o miros, o cap o floare, nu știu cum să mă spun. Nu știu dacă există un om mai bun ca el. Alții poate ar fi abandonat și ar fi fugit. Nu, ar fi zis, ia mai lasă-mă în pace cu mufturile tale, că vă dați seama la chimioterapie, efectul, în primul rând, când îți cade părul. Și el îmi tot spunea, eu mă vedeam urâtă, eram umflată de la citostatice și, și el îmi spunea că sunt frumoasă, frumoasa mea. Tu ai rămas frumoasă. Nu, Ionică, eu, ba da, nu știu, fără el n-aș fi putut. Datorită lui și a copiilor. Nu mai gândul numai ei. Le-am promis și le-am spus, mami, eu am să fiu întotdeauna lângă voi. Mami nu pleacă niciodată. Mami vă iubește mult de tot. Sunteți totul pentru mine. Uneori mai mă uit în oglindă și mă văd posămărâtă și mă văd așa fără păr și spun, nu, dar eu sunt bine, sunt frumoasă, uite, a dat soarele, afară mă încălzește și încep să revin. Știți, totul se pune în mișcare.